Florin Doble, prietenul nostru. Hai, da, hai da, să luăm un loc. Mă trag eu, prietenul nostru, designer, un om cu care îți face reală plăcere să porți o conversație, nu doar să mergi la el să-ți faci un costum. O să vă povestesc eu mai multe despre prietenul nostru în ceva momente. George, văd un tricou pe tine. Cu siguranță nu există om în România să nu știe de Mihai Neșu și nu există om în România să nu știe faptul că tu te ocupi în fiecare an, cel puțin o dată, de o strângere de fonduri sau de organizarea unui eveniment ce l-are pe Mihai Neșu în plan principal. Despre ce e vorba? Da, este practic tricoul evenimentului Uniți pentru Mihai. Este un eveniment pe care l-am creat acum 2 ani de zile pentru prima dată. Și anul acesta se desfășoară la Oradea. Acum 2 ani de zile l-am făcut în București. Este dedicat lui Mihai personal și este un cadou al nostru pentru el și pentru ceea ce realizează el. El s-a întors în țară, poate puțină lume știe, locuiește la Oradea și are o fundație, ajută copii cu probleme. El ajută copii. Da, da, da. Lui, similare lui, dar și probleme mult mai grave. Și atunci el, luându-și responsabilitatea aceasta, noi ne-am luat responsabilitatea de a asigura lui toate fondurile necesare pentru a-și continua tratamentele și poate, Doamne ajută, să-și îmbunătățească starea de sănătate. Voi sunteți prieteni foarte buni. S-a produs o ruptură cândva între voi sau din contră, atunci când s-a întâmplat nenorocirea, lucrul ăsta v-a sudat și v-a legat? Suntem prieteni foarte apropiați, chiar familia, aș putea spune, am fost colegi de cameră, iar accidentul nu a produs nicio ruptură. Ba, din contră, cred că ne-a apropiat și mai tare și nu numai pe noi, ci multă lume în jurul lui are, cred că, mai mulți prieteni acum și foarte multă lume îl apreciază, nu numai pentru persoana care era ca și fotbalist, ci și pentru cum își duce crucea aceasta după accident și ceea ce a realizat. Pentru că e greu de imaginat să ajungi într-un punct în care să spui, pentru mine ce s-a întâmplat e o binecuvântare, pentru că uite ce pot să realizez acum. Și planurile pe care le are, acum vrea să facă o clinică, are o fundație, ajută zilnic 90 de copii și vrea să meargă la următorul pas la o clinică unde se poate ajuta și mai mulți copii. Adică e ceva extraordinar și tăria pe care o are e un exemplu pentru toată lumea. Ai fost munios atunci când s-a întâmplat accidentul? Te-ai uitat așa spre cer și ai zis e nedrept? Am fost foarte trist și eram sigur că o să se vindece. Mai târziu am realizat că acest accident a fost, nu știu, ca un șoc pentru toată lumea și mulți au zis, stai puțin că de fapt nu sunt nici cel mai puternic, se poate întâmpla în orice moment genul acesta de necaz și ar fi bine să fim atenți la ceea ce facem și în ce moment ne prinde. Iar văzându-l acum pe Mihai și cât de liniștit este și cât de bucuros, dacă stai de vorbă cu el, îți dai seama că are o bucurie inexplicabilă. Atunci mă gândesc că asta e, s-a întâmplat și a acceptat. Florin Dobre, designer, un om care, vă spuneam, excelează în domeniul ăsta lui, dar este și un foarte bun vorbitor. Am avut ocazia într-o seară întâmplător să purtăm o discuție și tu ai avut momente de încercare când viața pur și simplu ți s-a schimbat la 180 de grade. S-a schimbat, dar am observat la Mihai când am fost la el la Oradea să facem ședința foto, că Dumnezeu dă oamenilor puternici așa ceva. O cruce atât de grea. La mine, nefiind atât de puternic, e paradoxal. Da, una mult mai mică, dar totuși cât să înțeleg frumusețea vieții. Avem câteva imagini de la ședința foto. Fotografiile le găsiți într-un calendar 2018-2019. UE Fantastici România 100 de ani. Florin ține calendarul în mână, în condiții grafice excepționale. Și după cum îi vedeți, așa, jucăuși mai toți ați fost în... Da, și cu mustață. Știți că mustața asta odată la 100 de ani o să mai port. Era mustața ta sau era... Nu, no, era mustața mea. A, era chiar mustața ta. M-am sacrificat natural.
Am înțeles. Arăți ca un jucător de fotbal din anii 30, ar spune Oprișan. Da. Muștața, cum ai zis, tușinată. Tușinată, da, muștața. Ce faceți cu acest calendar? Ce faceți în programul ăsta, în weekendul ăsta? Acest calendar este dedicat lui Mihai și va fi vândut pentru prima dată la Oradea, la evenimentul din 26 mai. A, din 26, da. Da, care este un triunghiular. Înainte se făceau cuplaje, noi am zis să facem un triunghiular. Cum zice Nea Mircea Lucescu, un triungolare. Așa. Și vor fi trei echipe care vor juca acest meci, o echipă națională a României și nu este o singură generație, dar vor fi jucători de la Hagi, Popescu, Stelea, Lupescu, așa ca să mergem pe o rimă, da. Vor fi prezenți, dar și Contra, și Adi Popa, și Sân Mârtean, Dănciulescu, din generațiile mai proaspete. Oameni care au răspuns prezent și n-au întrebat prea multe. Pe 26 mai, asta se întâmplă la Oradea. Foștii colegi al lui Mihai UE Fantastici, cum ne-au numit pe noi în presă, cei de la Steaua, cu Rădoi, Boștin, vine și Cristea. Dică, vine și Cristea, vine și Cristea. Cristea. Nu, am întrebat doar așa. Sigur. Vine și Cristea. E un jucător care a făcut istorie pentru Steaua și nu îl ținem în grupul nostru. Și prietenii lui Mihai Neșu, a treia echipă, foști colegi de-ai lui de la Utrecht, dar și de la Oradea. Va fi un eveniment în aer liber. Vom juca pe stadionul principal din Oradea. Am vândut până acum 10.000 de bilete. Asta înseamnă că oamenii au primit cu drag evenimentul acesta și fiind la Oradea, acasă la Mihai, le-am dat ocazia să-și arate susținerea acolo pe stadion. Eu cred că o să fie un stadion plin. Florin, pe final, e mai ușor să lucrezi cu foste glori ale fotbalului românesc sau cu manechinii obișnuiți? A fost o plăcere și neașteptat, foarte ascultători. Au venit ca la un antrenament serios și au executat exact ceea ce le-am spus. Foarte, foarte mult mi-a plăcut. Adică adevărați profesioniști. Mai faci? Cu drag. Cu drag. Siguranță. Domnilor, o să vă provoc la un mare joc în câteva minute. Florin, te rog să arbitrezi. Ogăraru versus Oprișan. Iată, dacă te țineai de fotbal, puteai să auzi asta din gura unui comentator sportiv pe terenul de fotbal. Dar așa se întâmplă, măi Cătăline, doar în platoul de la Neața.